Tu câte lucruri știi despre continentul pe care se află țara noastră? Vom discuta lucruri interesante despre Europa. Statuia Libertății a fost construită în Franța. Un lucru pe care mulți nu-l știu este că faimoasa Statuia Libertății, monument ce simbolizează independența Statelor Unite, este opera sculptorului francez Frédéric Auguste Bartholdi. Marea Mediterană a fost cândva deșert. În ultimii 40 de ani, oamenii de știință au descoperit dovezi solide care sugerează că Marea Mediterană ar fi secat complet în trecut. În Europa există cele mai lungi nume. Nu există un cuvânt mai lung decât denumirea unei coline din Noua Zeelandă. Denumirea conține 85 de litere. Aproape fiecare stradă din Franța are o stradă numită Victor Hugo. Danemarca are aproape 7.000 de nume de bebeluși, aprobate de guvern, și 5 interzise. În Scandinavia există cele mai scurte nume de orașe, mai exact Danemarca, Suedia și Norvegia, unde găsim peste 15 orașe și sate cu denumirea dintr-o singură literă. Într-un oraș din nordul Italiei, o podgorie locală a instalat o fântână în care, în loc de apă, curge vin roșu. În Olanda există mai multe biciclete decât oameni. Ciclismul este atât de popular încât 84% din olandezi dețin cel puțin o bicicletă. Există mai mult de 200 de limbi vorbite în Europa. Cea mai cunoscută dintre ele este engleza. San Marino este cea mai veche țară din Europa, iar Republica San Marino este cel mai vechi stat independent din Europa. Germania are cele mai multe restaurante McDonald's din Europa. Numărul acestora a ajuns la aproape 1500. Irlanda înregistrează cea mai mare rată a natalității. Aceasta este de aproape 2 copii per femeie. Locuitorii din Monaco au cea mai mare speranță de viață, având un număr foarte mare de medici și personal medical. Cehia are cele mai multe castele. Dacă ar fi să vizitați în fiecare zi câte un castel, ai avea nevoie de aproape 3 ani pentru a le vedea pe toate. Cea mai mare cantitate de ciocolată este cumpărată din aeroportul din Bruxelles. În Austria se găsește cea mai veche grădină zoologică din lume. În Veneția este ilegal să hrănești porumbeii. Există atât de mulți porumbei încât orașul a creat o lege prin care stopează hrănirea acestora în speranța că hulubii vor pleca din oraș.